Continuăm să răsfoim Evanghelia după Marcu și folosim din nou cuvântul care o caracterizează. Îndată. Îndată după acel miracol al hrănirii mulțimilor din capitolul 6, între versetele 30 și 44, Iisus i-a trimis pe oameni acasă, iar ucenicilor le-a spus să traverseze înapoi spre partea de nord a lacului Genezaret și să se întâlnească la Betsaida. Pentru că Iisus avea nevoie de timp singur ca să se poată ruga. Ceea ce ar fi trebuit să fie floare la ureche s-a transformat într-un coșmar de ore întregi pentru ucenici. Un vânt puternic li s-a împotrivit și ei au vâslit din greu toată noaptea. Și când pierduseră orice nădejde, pe la 3 dimineața Iisus i-a ajuns din urmă și a venit la ei pășind pe valuri. I-a văzut că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul era împotrivă, scrie în versetul 48 din Marcu 6. La fel ne vede și pe noi azi. El îți cunoaște toate problemele. Nu ești singur și neputincios în întuneric, să știi. Contează pe El. Când au ajuns la mal, mulțimile îi așteptau și acolo, pentru că voiau ca Iisus să le vindece bolnavii. Ceea ce El a făcut de îndată și fără fasoane, în văzul tuturor, de aceea nimeni niciodată, nici măcar dușmanii cei mai învârșunați ai lui Iisus, n-au putut contesta vindecările sale miraculoase. Și în timp ce noi ostenim doar constatând cât de neobosit și binevoitor se ocupa Mântuitorul de toate aceste cazuri din Galileea, învățând, vindecând, scoțând demoni, înviind, izbăvind și mântuind, nu avem voie să ignorăm criza ce se contura tot mai pregnant în spatele scenei, pe fondul nemulțumirii și împotrivirii ce aveau în prim plan pe liderii religioși, foarte porniți împotriva lui Iisus. Capitolul 7 ni-l arată pe Domnul care nu se dă în lături să-i confrunte, punându-le în față ipocrizia și formalismul, imputându-le ritualismul și răceala, care îi făcea să pună mai mare preț, de exemplu, pe spălarea mâinilor și vaselor, decât pe ajutorarea semenilor. Ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră, spune Domnul în Marcu 7, versetul 13. După care, întorcându-se spre oamenii de rând, le zice: afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Am citat Marcu 7, de la versetul 15. Presiunile pe care le avea de înfruntat Mântuitorul în acele zile erau imposibil de suportat, omenește vorbind. El avea pe umerii săi poverile mulțimii, tensiunile vremurilor, încărcătura apăsătoare a zilelor lungi și slăbiciunea propriului trup, pentru că deși încerca să tempereze mulțimile și să se și odihnească, aceștia îl găseau, iar el făcea orice ca să-i ajute pe oameni să creadă în el. Mulțimea va concluziona cel mai bine lucrarea lui Iisus de care beneficiau în acea vreme. Toate le face de minune, spuneau ei, scrie în Marcu 7, versetul 37. Și să știți că la fel se întâmplă și astăzi, prieteni, El face toate lucrurile cât se poate de bine. Dar să știți că la fel se întâmplă și astăzi, prieteni, El, Iisus Hristos, face toate lucrurile cât se poate de bine.